Astăzi a venit momentul mult așteptat pe Stumble Guy și anume a venit noul update cu noua hartă. Dacă intrăm aici la party și dăm la custom game, aveți aici, bine, vedeți că deja am activat-o, eu am pus aici Rush Hour, deci da, a apărut noua hartă Rush Hour, aceasta cu mașinile pe care urci așa, vreau să văd și eu cum e, sincer că n-am văzut până acum cum e și da, tot ce știu e că este un bug, adică nu cred că este neapărat un bug, dar putem să sărim peste chestia aceea, de o vedeți voi aici în imagine unde vă arăt cu cursorul, este o chestie aici de unde ies mașinile și puteți sărim peste chestia aia să vedeți ce mașini pică și așa, ce ies și de-astea și cred că este mai de folos, deoarece dacă ajungi acolo nu o să te mai lovească alții, pentru că nu o să vină toți acolo sau ceva de genul, habar n-am. Și hai să vedem, îi dăm create nou, prima oară să intrăm pe shop și da, avem astea free spin-urile și hai, dacă să mai aducă ceva. Bă, nu știu dacă era ceva frozen special lui ăsta, nu cred că era, sincer, ăsta chiar nu cred că era, dar habar n-am, mai erau niște de-astea așa. Și hai să deschidem și noi astea, stumble prizer-urile astea, free spin-urile astea așa, că nu mai știam să zic. Și dacă mai vreți episoade de genul cu stumble, guys, nu uitați să vă abonați, să dați un like și lăsați acolo în comentarii ce idei vreți să mai facem, ce challenge-uri vreți să mai facem pe acest joc și a picat gemuri din prima, ok, gemuri, hai să vedem și din a doua, bă, chiar sunt curios cum e harta asta, o să înceapă să vină și live-urile, chiar aștept, live-ul, Rush Hour infinit cu abonații, cum sună asta, sună bine sau, bă, dă-i tot pe gemuri, te rog, mamă, un token, bă, își bate joc de mine cu un tokenul ăsta, dar hai să intrăm prima oară într-un lobby, să intrăm custom aici, Rush Hour, și ce dăm așa full, hai să dăm full totuși, să-i dăm cum e și după îi dăm și singur, să mai încercăm mai multe, dar vreau să încerc și aici, să văd dacă merge treaba aia, nu știu, sincer, mi se pare că trebuia să doar să sar pe trambulina aia de acolo și ajungeam peste ceva de genul, habar n-am. Bine, poate nu merge dacă n-am emote-uri, că știți că eu n-am emote-uri și așa, dar nu e nicio problemă, hai să vedem ce se întâmplă în meci. Ok, Rush Hour, da, cam așa ceva de genul, în fine, nu mai contează asta. Hai să vedem acum ce se întâmplă, cum este acest joc, deci sar așa pe aici, da, întrebarea mea e, nu e cumva foarte ușor jocul ăsta, adică nu trebuie neapărat la harta asta să ai emote-uri dacă vrei să câștigi așa, adică eu cum câștig dacă n-am emote-uri, că astea merg așa ușor, eu zic că nu e nimic greu, sincer. După părerea mea. Ok, deci cam aici. Bă, și fix să zic că nu e nimic greu. Uitați ce s-a întâmplat aici. Și vreau să fac chestia aia, să trec peste asta, dar hai să vedem și meciul următor, că a fost jale meciul ăsta. A fost jale rău de tot. Ia să vedem. Ia să vedem și al doilea meci, să-l vedem și pe acesta. Hai de data asta, doamne ajută. Bă, deci am înțeles, credeam eu că e mai ușor, dar totuși nu e chiar așa. Bine, probabil că am vrut și eu să încerc aia, că dacă doar săream pe astea și așa, cred că era ușor, sincer. Habar n-am, dar poate iar cad, după cum puteți vedea. Dar ia să vedem, sar așa pe ăsta, mai sar o dată și n-a mers. Cum să face, mă, cum să face? Ok, deci sar așa, mai vine încă o de asta, vino te rog, încă o de asta aici, să sar și eu te rog, nu, bă, e mai greu decât pare, sincer, nu credeam că e așa de greu. Dar bine, probabil nu sunt eu, așa sunt eu, probabil fraier și nu fac astea cum trebuie aici, să încercăm, bă, dar vreau să sar acolo, ăsta este obiectivul meu, asta vreau să îndeplinesc eu, vreau să sar pe chestia aia, acolo, să trec în partea cealaltă, da, bă, nu merge să stai pe chestia aia, dar, bă, nu știu de ce sunt, mai sunt alea acolo dacă treci prin ele, adică n-ar trebui să poți să stai cum ar veni, adică să stai dar să mori, nu să treci așa prin el cum ar veni, adică nu știu, mi se pare ciudat, sincer, spuneți-mi și voi acolo în comentarii părerea voastră despre chestia asta, dar da, ia hai să vedem, începem și noi cu al patrulea meci, cred că, hai mă, trebuie de data asta, vreau să fac, după o să dau un meci să începem să jucăm normal, să vedem cum e, dar acum vreau să fac treaba asta aici, mă, vreau să fac treaba asta, dar nu mă las până nu o fac, ia hai să vedem, te rog, doamne, te rog. Bă, era să mă dea botul jos. Ok, deci sar pe asta aici. Ok, după sar pe asta aici și trec, uite așa, ceva de genul. Ceva de genul, bă, dar e, bă, sincer, nu, chiar este mai greu, adică nu este chiar așa de ușor, chiar te riști să faci treaba asta, mai ales dacă ești la o finală, la ceva, cred că chiar te riști rău de tot, sincer. Bă, dar aș încerca, hai să jucăm un meci așa normal cum trebuie și după încerc să văd, dau eu câteva meciuri, o să pun pauză evident la videoclip și o să reiau atunci, să vedem dacă o să ne bage pe Rush Hour, dacă ne bagă pe harta asta nouă, să sperăm că ne bagă cu playerii, deoarece nu e foarte distractiv cu boții pe aici, fiindcă sunt boți, da, și știți cum se mișcă ei așa haotic, chiar haotic se mișcă, ia să vedem ce putem face. Bă, dar eu dacă n-am emote-uri, harta asta e mai mult de emote-uri, e ca în Gang Beast, dacă știți jocul, spuneți-mi dacă știți, e cam așa e și acolo, dacă nu știți, căutați Gang Beast pe,
pe YouTube, pe internet, oriunde și vedeți videoclipuri de genul cu acest joculeț și vă dați seama care este treaba cu el, adică despre ce vorbesc eu aici, bă, dar chiar e greu, bă, și cream că nu e așa greu. Chiar e greu pentru că trebuie să treci din astea și așa și dacă nu ești atent, ok. Hai să încercăm acum, sper să ne bage într-un meci, să ne bage cu harta asta. Eu totuși încerc, dar nu știu dacă o să ne bage. O să încerc câteva meciuri, voi nu o să le vedeți, o să pun pauză, fiindcă n-are rost, v-ați plictisit dacă le-ați vedea și așa până încerc eu să găsesc harta, dar hai să vedem. Doar și eu, nu știu, cred că maxim 5 meciuri, să sperăm că mă bagă, dacă nu e jale. Ia să vedem totuși în harta asta dacă o să fie sau nu, ia să vedem. Hai te rog, Doamne, să fie așa. Ori bine, nu știu dacă pică prima oară, asta este toată problema, cred că pică în ultima hartă, sincer. Sau și a doua, dar cel mai probabil pică doar în ultima, habar n-am și hai să vedem. Da, n-a picat. Oh, n-a picat Rajaur, dar a picat Blockdash în a doua rândă și hai să vedem totuși, să vedem și pe Blockdash dacă ne descurcăm sau nu. Hai să vedem totuși, mamă, live-uri cu Rajaur și cu Blockdash infinit, cum sună asta, chiar e ceva genial, sincer. Spuneți-mi acolo în comentarii, hai să vedem ăsta totuși, o să dăm și pe Rajaur dacă o să ne pice după, dar hai să vedem meciul ăsta de bloc, deci dacă ne descurcăm sau nu la el. Eu zic că mă descurc, cel puțin la cât am jucat pe live și așa, m-am învățat și eu cu jocul ăsta cât de cât, sincer, adică nu știu toate schemele și așa să le fac cum trebuie, impecabil și așa, dar mă descurc, chiar mă descurc, păcat că n-am emote-uri și eu, ar fi fost mult mai fun dacă aveam, dar na, o să am și eu la un moment dat. Bineînțeles, trebuie să am la un moment dat și eu emoturi, dar hai să vedem prima oară dacă ne calificăm la asta și lăsăm emoturile în pace, deoarece dacă suntem buni, nu ne folosim de emoturi și putem să trecem și fără dacă suntem buni și așa. Hai să vedem. 6, 7, 8 și mai mare 1 și poate pică în ultima hartă a treia, pentru că asta este a doua, bine, este alt meci, nu este acela pe care l-am început prima oară, dați văzut voi și așa, dar hai să vedem totuși dacă o să pice Rajaur a treia hartă, de fapt, în finală. Nu știu sincer dacă pică și așa, dacă pică Rajaur îmbinat cu bloc, deci să fie ambele, dar totuși hai să vedem, dar cred că pică ceva de race, sincer, da, nu, a picat ăsta, dar hai să vedem dacă câștigăm meciul sau nu, sincer, chiar sunt curios dacă câștigăm acest meci sau nu, ia, hai să vedem, ia, sper să câștigăm. Măcar să facem contentul ăsta, deoarece poate nu ne pică Rajaur și chiar nu aș vrea să stau 2-3 ore, că aș vrea să fac și live în seara asta, deci dacă apuc să termin videoclipul ăsta să-l pun pe la 7, probabil că o să facem și un mic live pe la 7 jumate sau ceva de genul, habar n-am sincer, sincer chiar nu știu, eu aș vrea, dar nu știu sigur, dar fiți geană cu ochii pe canal pe la 8, 7 jumate, 8, ceva, mamă, bă, dar n-am căzut, what the fuck, cum am căzut acolo, bă, n-am căzut, cum am murit, de fapt, ia, hai să vedem, a, nu, aici intrăm în meci normal, hai, mă, te rog, să ne pice din prima, mă, ar fi chiar tare, și dacă nu facem în seara asta live, probabil facem mâine, sincer, adică ar trebui mâine neapărat să facem, că abia a apărut update-ul ăsta, e totul fresh, să fie și live-ul fresh, ca lumea, mamă, de-abia aștept, sincer, să vedem cum se comportă live-ul la Rajaur, la noua hartă, cât o să fie pe live și așa, cât o să fiți, de fapt. Și hai acolo un număr cât mai mare, dați și voi un like la acest episod să-l vadă cât mai multă lume, să apară la recomandate și lăsați un comentariu cu respect sau ce vreți voi, idei de challenger pe StumbleGuys, ce vreți voi, orice vreți voi, este binevenit, vă răspund la ele, vă dau comentariu sau vă și răspund chiar, adică încă un comentariu, de fapt vreau să vă zic, vă dau inimă sau vă și răspund, hopa, ce s-a întâmplat, de ce m-a scos din meci, nici nu m-a băgat în meci, bă, hai mă, te rog, mă bagi pe mine meci, poți să mă joc și Rajaur, te rog, măcar să-mi dai Rajaur, te rog, sper, Doamne ajută. În sfârșit, mamă ce bine, deci în a doua rundă pică, în prima rundă nu cred că pică sincer, dar pică în a doua și în a treia cel mai probabil și așa și hai să vedem, sper să-l și câștig, sau măcar să ajung și eu departe, să nu trec, de fapt stai că nu e ultimul match și nu e ultima rundă și ar trebui să câștig, mă, adică cred că o să cad, uite, deja au căzut 3, habar n-am, deci cum au căzut băieții aceia, dar uite, mamă, 6, încă 3, încă 1. Sper să nu fie ultimul, uite au căzut ăia doi acolo și gata m-am calificat, bă a fost prea puțin mă, ce se întâmplă, ce a fost asta, măcar ne-a picat harta, what, cum se vede aici, mă, cât de tare, deci e un nou aspect, dar era doar la asta să era la toate, că nici n-am fost atent la restul hărților când m-am calificat, dar nu știu, habar n-am, spuneți-mi dacă e așa la toate, bine o să vedem și ok, laser, ultima hartă, hai să vedem pe laser, câștigăm meciul ăsta sau nu? Hai să vedem, Doamne, știu, sper să-l câștigăm, ar fi perfect, ar fi episodul perfect dacă am câștigat meciul acesta, am jucat și Rajaur, ne-a picat chiar în a doua rundă și n-am stat foarte mult, adică am intrat în câteva meciuri, în 3-4 meciuri, sincer, maxim, cea de genul,
am intrat și chiar ne-a dat la shower mai repede, bine, probabil că și pică, fiindcă e harta nouă și toată lumea vrea să încerce harta asta și probabil că pică mai des, sincer, părerea mea. Hai să vedem ce putem face și noi de data asta, ia câștigăm, 2 au murit, ok, deci mai suntem încă 5 în afară de mine mai sunt. Da, ceva de genul, hai să vedem. Ia, trece și noi pe aici ușor, ușor, da și voi like dacă încă n-ați făcut-o ca să câștigăm și noi meciul ăsta, dacă nu, ai. Măcar să fie like-ul acolo, subscribe, dacă, da bine, subscribe probabil că deja ați făcut-o, bine, dacă sunteți noi pe acest canal, chiar v-aș ruga să apăsați pe butonul de like și de subscribe și să lăsați și un comentariu acolo să ne ajute și pe noi algoritmul să vadă cât mai multă lume acest episod, deoarece chiar este un episod tare, adică a apărut noua hartă și chiar am și jucat-o la meciuri normale. Și poate și câștigăm meciul ăsta, ia să vedem, încă două persoane mai suntem. Ok, băieții, văd că joacă cu Yerti, ăsta se mișcă repede, chiar cred că vrea să câștige acest meci 100%, dar hai să vedem, poate îl câștig eu, chiar ar fi tare. Chiar ar fi super tare și hai să vedem, mamă, ok. Ok, da, am câștigat în sfârșit! Bă, cât de tare! Deci ne-a picat și Rush Hour și în același meci în care a picat Rush Hour am câștigat și meciul. N-am câștigat mai devreme la acela cu aia cu Kenurile la final, dar l-am câștigat pe acesta și chiar este tare, fiindcă am câștigat meciul cu Rush Hour. Ok, încă o coroană nouă. Bine, nu, eu n-am multe coroane, ia să văd câte am, 16. Am 16 coroane, dar ce știți că nu mă joc, hai să deschidem și ăsta, mamă, dacă pică și legendară, e episodul perfect 100% din toate. Știți că mie în iarnă, când deschideam, făceam challenge-urile voastre, îmi pica legendară ultima oară când deschideam asta, pentru că aveam și atunci băgat niște bani în joc și aveam mai multe gemuri și deschideam toate astea. Și nu-mi pica, și fix la ultimul spin, îmi pica legendară, îmi picau de toate, chiar e tare. Mamă, da, încă 10 ca să iau asta din păcate, dar altceva nu mai avem pe aici, ok. Deci, da, dacă v-a plăcut acest episod cu noua hartă, spuneți-mi și voi acolo în comentarii oricum care este părerea voastră despre această nouă hartă. Chiar sunt curios care este părerea voastră, dacă vă place sau nu, dacă e boring, adică dacă n-ai emoturi, spuneți-mi dacă e nașpa dacă n-ai emoturi pe asta. E un fel de gang beast așa, dar trebuie să ai emoturi mai degrabă, sincer, dar e ok și așa, sincer. Cred că chiar e ok și așa. Spuneți-mi voi acolo în comentarii și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să vă abonați, să dați un like dacă încă n-ați făcut-o și da, voi a fost Rafael, ne revedem și la un nou live ori azi, în seara asta, ori mâine, aș spera să facem azi, dar mâine zic că în proporție de 95% o să facem, deci vă aștept, activați notificările, clopoțelul ăla și ne vedem pe live-uri.